Robot este noul concurent al sezonului 3 din Casa iubirii. Își dorește să trăiască o experiență de neuitat și să găsească o fată sensibilă. Robot speră să-și găsească jumătatea în noul sezon al emisiunii Casa iubirii. Sub ofițerul Robot, în vârstă de 23 de ani, din Bistrița-Năsăud, aduce o notă de disciplină și dedicare în inima emisiunii Casa iubirii. Aflat în cadrul jandarmeriei, el speră să găsească dragostea alături de o fată sensibilă și loială, construind astfel o experiență de neuitat. Născut în Bistrița Năsăud, Robert este un tânăr subofițer dedicat, iar educația primită în familie și natura profesiei sale l-au învățat disciplina și loialitatea. În ciuda caracterului său serios și responsabil, el își dorește să găsească într-o parteneră echilibrul perfect, o fată sensibilă, plină de viață și loială, Așa cum Robert a spus, Casa Iubirii nu este doar o emisiune, ci și o oportunitate de a trăi o experiență de neuitat. În cadrul show-ului, el speră să construiască nu doar relații romantice, ci și prietenii solide care să dureze și după finalul emisiunii. Disciplina sa și natura sa orientată spre misiuni speciale vor aduce cu siguranță o dinamică aparte în atmosfera emisiunii. Cu un ochi atent la detalii și o inimă deschisă, Robot se pregătește să intre în lumea dragostei la casa iubirii. Unde fiecare moment poate fi o provocare sau o bucurie.